Peste 10.000 de litri de apă au fost sfințiți la Catedrala Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constanța. De aici, cele 20 de butoaie cu aghiazmă au fost purtate cu alei pe faleza cazinoului, acolo unde a avut loc cea de-a doua parte a ceremoniei religioase. Mii de oameni au luat parte la întreaga slujbă, în ciuda temperaturilor care nu au depășit 0 grade Celsius. Este primul an, Constanța. Cum vi se pare? Foarte frumos. Mai le bobetează super, o frumusețe. Ce am văzut, n-am văzut nicăieri așa frumusețe ca aici în Constanța. Nu suntem din localitate și... De unde sunteți? Din Murfat Larg. Cum vi se pare? Foarte frumos. E altceva decât într-o biserică? Da, da, este. Este cu siguranță altceva. Este superb, este o zi... Nu știu, este o zi extraordinară și ne simțim foarte, foarte bine, mult mai ușurați ne simțim, mai ales după ce auzim și slujba aceasta de binecuvântare. Nici edilul Radu Mazăre nu a lipsit din mulțime. Sticluțele de aghiazmă au fost așezate în forma crucii Sfântului Andrei. Marea este mărturie tuturor gândurilor și faptelor noastre și noi să ne sfințim cu apa cea vie din izvoarele lui Dumnezeu. Fiecare creștin a plecat acasă cu o sticlă de aghiazmă.